Primii patru suspecți aduși la audiere au fost cei de la Sibiu. Surse din anchetă confirmă că sunt 33 de autovehicule din Italia care au fost închiriate începând din anul 2012, aduse în România și declarate ulterior ca furate. Suspecții reținuți au refuzat să vorbească cu jurnaliștii. La Dicot Pitești urmează să fie aduse alte persoane din satul Mare, Bistița, Vâlcea și Argeș, suspectate în acest caz, iar la finalizarea audierilor, procurorii argeșeni urmează să decide infracțiunile de care aceștia se fac vinovați și dacă se impune reținerea acestora pe bază de ordonanță, existând suspiciunea că în dosar ar putea fi implicați lucrători ai serviciilor de înmatriculare. În urma celor 19 percheziții, închetatorii au ridicat documente care vor constitui mijloace de probă în instanță.